Miercuri, 24 septembrie, după 3 luni de investigații, oamenii legii au reușit să prindă un bărbat din Megidia, acuzat de proxenetism, chiar în momentul în care închiria fetele unor ofițeri sub acoperire. Astfel, bărbatul a fost reținut chiar în momentul în care primea 200 de lei de la 2 investigatori sub acoperire, în schimbul oferirii a 2 prostituate pe care acesta le găzduia de mai multe luni în locuința sa și pe care le determina să întrețină raporturi sexuale cu diferiți bărbați, în schimbul unor sume de bani cuprinse între 50 și 100 de lei. În casa proxenetului, polițiștii au găsit și bagnotele marcate cu titlul proxenet, precum și prezervative nefolosite și folosite, telefoane mobile și bani. Sub aspectul comiterii infracțiunii de proxenetism, judecătorii din Megidia l-au arestat ieri pe Dumitru Arapi, zis Neamiti, și pe complicele acestuia, George Răducan, pentru o perioadă de 30 de zile. După o muncă de câteva luni, în care a fost implicat atât forțe de poliție din municipiul Megidia, de la IPJ Constanța, alte forțe din cadrul parchetului, mai ales care a dirijat această activitate, a făcut în așa fel încât acum câteva zile să documentăm activitatea infracțională a unui cetățean care beneficia de activitatea ilegală a unor tinere care efectiv se prostituau la această adresă și s-a realizat un flagrat în care cei doi au fost reținuți, apoi arestați pe o perioadă de 30 de zile. Tinerile sunt și ele cercetate, însă în stare de libertate, deoarece știm foarte bine cu toții că prostituția nu se mai sancționează penal. Cât dintre ele erau minore? Era vreuna majoră? Din cele 5 tinere care au fost cercetate, 4 dintre ele sunt minore, una fiind majoră, unele dintre ele fiind chiar din alte localități care au fost aduse tocmai pentru a efectua aceste acte de prostituție. După câte ați aflat dumneavoastră, mergeau de bună voie sau erau usilite să întrețină raporturi sexuale? Nu, de obicei acestea practicau prostituția de bună voie, nu erau forțate. Doar sub aspectul material, probabil că acolo, la împărțeala banilor, exista ceva probleme, lucru care este încă în cercetare și se va stabili întreaga activitate infracțională a celor care au desfășurat această activitate. Am înțeles că una dintre ele era chiar dată în urmărire, era dată dispărută de către mama sa la poliție. Da, este una din tinerile care ne-a creat probleme în ultima perioadă de timp, cel puțin 2 ani de zile, frecvent pleca de acasă și bănuiala noastră de atunci ar fi fost că mergea în acest loc, însă deoarece activitatea informativă era în desfășurare, nu puteam să desfășurăm alte activități ca să stricăm o activitate de realizare a flagrantului. Anchetatorii au precizat că banii obținuți intrau direct în buzunarul suspectului, iar fetele găzduite de el primeau doar hrană și îmbrăcăminte. Asupra uneia dintre tinere a fost găsit suma de 100 de lei, bani despre care aceasta a declarat în fața oamenilor legii că i-a primit de la un client în scopul de a întreține raporturi sexuale. Locuința unde proxenetul ținea tinerele racolate se află pe strada Kemal Agemet, la doar câțiva metri de școala gimnazială Constantin Brâncuș din Megidia.